Și acum să discutăm despre rapoarte constante în triunghiul dreptunghic și avem în felul următor, fie triunghiul ABC dreptunghic în A, deci cu măsura unghiului A de 90 de grade, vom nota laturile acestui triunghi în felul următor, latura care se opune unghiului C mare o voi nota cu C mic, latura care se opune unghiului B mare cu B mic și latura care se opune unghiului A mare cu A mic. Pentru unghiul ascuțit B,